Ha bă, ce vrea omul ăsta? Ce vrea băiatul ăsta? Frumos. Așa, mă scuzați. Bun, gata, hai că sunt gata. Sunt gata să ascult, să plec urechea. Pun în clipul ăsta, te rog frumos să nu te duci. Ce? Orice spun în clipul ăsta, te rog frumos să nu te duci cu hate sau să deranjezi pe cineva. Nu contează dacă simți și tu asta sau dacă ai observat și tu de ceva timp că se... Bă, și ce mă enervează? Dacă e atât de evident, că mi-a zis voi, eu n-am văzut video, dar mă rog, dacă e atât de evident că e vorba de fire și de alții ca fire, de ce nu zice? Adică dacă, mă, că s-a aranjat omul, s-a pieptănat, s-a de arată așa, Zi vere direct, ce mare rușine, ce iată rușine, ce o se întâmple, oricum e clar. Deci, mă rog, hai că eu n-am văzut video, da. Da, mă rog. asta. Leave. Sau dacă te bucur că în sfârșit spune cineva ceva despre asta, mm -hmm. te rog să nu te duci cu hate. Dacă te duci, pentru că vă recunosc numele și poza la mulți dintre voi, mm. să știi că toată lumea lucrează cu tatăl tău și o să te pedepsească. O să-ți ia telefonul două săptămâni. Mm -hmm. Probabil ai auzit des mesajul ăsta sau cel puțin erai conștient de el, nu? Treaba asta cu, vă rog să nu mergeți cu hate. Să nu trimiteți mesaje aiurea. Ai auzit-o și tu, nu? Acum da. câteva luni Fire a avut un debate. A, de deci ce a zis? Păi de ce mi-a zis că nu spune? E evident că. A, ok, despre el vorbește, am înțeles. Da, este bine, Lucru. Arată frumos el. Să Încă <laughs> o victima Cancel culture Da cu Mikey H Care a fost Hai să Hai să nu discutăm Cum a fost Că a trecut uh, Ceva timp Și nu are rost A venit pensia. Dar acolo A atins treaba asta Că uh, Mikey H A primit mesaje urâte După ce Fire a vorbit despre el Pe streamuri Și toate astea mm. Sau mai exact După ce Fire L-a făcut terminat <laughs> Terminat Ești <-i> pe <laughs> Îmi păstrez ideea doar să te văd face-to-face, te-aș băga puțin în comă, nu-mi e frică de un penal și 5.000 de euro spitalizare. Așa, -a -a zic, cum gătă. se simte mă, o fetiță de nu știu câți ani care primește mesaje din astea pe Ești internet? o fetiță? Ce fetiță? M-am și uitat de asta. Ce zice mai omul ăsta? Cum se simte o fetiță care primește mesajul pe care eu îl primesc pentru ceea ce am spus pe internet? Oare cum se simte o fetiță random? O fetiță la întâmplare? Uitasem de chestia asta. Doamne, superb! Doamne, superb! De nu știu câți ani? Nu, eu nu sunt, dar zic ah. cum se -i... What? Bro, <laughs> what are you talking about, man? Ok, poți să-mi <laughs> dai un exemplu de în care spui... am promovat violența? Nu, poți să-mi dai un exemplu pentru că tu... Bă, știi care e chestia? Că totuși eu simt... Uh, Corectați-mă dacă greșesc, dar eu simt... Că deși Mickey s-a prezentat cum s-a prezentat la acest debate, nu mi se pare că a primit... Hate neapărat Adică da, și a bătut lumea pe el, adevărat Dar și el a zis prostii Adică n-a fost nimic peste măsura uh, 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 justă, ca să zic așa Știi ce zic? Are sens? A fost just tot ce a primit A fost destul de just N-a primit nimic peste N-a primit nimic în plus Nu a tăbărât lumea pe el neapărat uh, uh, Cu foarte mult uh, hate Adică lumea a reacționat la... Na, ce a zis? Ați văzut și noi asta, ce a zis? <laughs> Da, astea, gen, cum se simte o fetiță de 5 ani care vede mesajul pe care îl primesc eu, un om în toată firea care este responsabil pentru ceea ce scoate pe gură pe internet în fața a zeci de mii, sute de mii de oameni, gen. Mă rog, în fine, da. Tu spui asta, vă rog, nu plecați, nu mergeți la... Adică înțeleg dacă el vrea să zică, știu, mă scuzați, știu că bă, vorbesc înainte să văd și da, știu, sunt conștient, dar vreau trebuie să-mi scot asta din sistem ca să pot să exist. Adică dacă argumentul pe care vrei să-l faci apropo de Mickey e că nene s-a aruncat cu hate în direcția lui, nejustificat și nu știu ce. Adică cumva am avut și eu gândul ăsta, într-adevăr, la un moment dat, știi, că bă, poate, dar nu poți să zici că nu e justificat, știi? Nu poți să zici că nu e justificat. Vorba aia, un om care la urma urmei na, are o vârstă, are o experiență, are o așa, te Aștepta, știi, să nu zic tâmpenile pe care le zice, să te aștepta să nu uh, își apere cu atâta virulență dreptul de a folosi un slur. You know? Are și el o vârstă? Păi și eu am o vârstă. Nu, adică nu o zic în sensul a derogătorii, Mai ales că, nu e așa, uh, nu știu, alții, dar eu mi-am asumat, da, am înțeles mesajul lui uh, Mihai și uh, o vreme chiar așa, -am, chiar așa am vorbit despre el, adresându-mă ca Mihai, nu Miki. Sau Mikey. Cum, cum nu-i place? Nu-i place Mickey, că e Mikey, nu? Sau cum era, că am uitat acum. Fac. Miki, <coughs> Mickey, nu? A, Mikey? Nu Mickey ca mouse. Gen Mikey, e Mikey H. Mă rog, nu contează. I-am zis Mihai. I-am zis Mihai. Cât am putut, i-am zis Mihai. Da, ăla nu-i faceți hate. Și spui asta și ai dreptate. Și scrie acolo jos în în, 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 descriere. Nu faceți asta, că nu e bine. După aceea... Codin de la Creative Monkeys a făcut un react la tot debate-ul ăsta, în Perioada respectivă. Și se întreba care este soluția, dacă există vreo soluție, să nu meargă publicul sau oamenii care te urmăresc uh -huh. să trimită mesaje aiurea sau să vorbească urât în general. Da, ce face oricine care critică ceva, oricine care critică alt tip de content al altcuiva, face asta. Sigur că da, indirect. Ce face? trimite comunitatea să arunce hate la persoana respectivă. Ok, și dacă persoana respectivă zice Hei, eu cred că naziștii nu erau așa răi cum, știi? Sau dacă persoana respectivă zice Hei, femeile ar trebui tranzacționate pe pia piața liberă și ar trebui ținute în gineceu să n-aibă propria lor viață. Singurul rost al femeilor este să le țin eu în viața mea ca un obiect. E așa rău că se duc niște oameni, da, nu știu, zic și eu, zic, îmi dau și eu cu părerea. Indiferent că, exact ce discutam mai devreme, indiferent câte precauții ți-ai luat, tu și zici, bă, toată lumea care merge cu hate are ban. La mea, nu am găsit soluția pentru a combate asta. Stai să, să fiu clar, că am impresia că nu se înțelege exact ce discutăm noi astăzi. Eu vorbesc acum, am vorbit mai înainte despre ce au discutat ei trei sau ce s-a întâmplat, nu Sfânta Trei, ok, ai înțeles asta, nu? Bun. Care este soluția? ca voi, acum, să nu mergeți să le trimiteți mesaje sau comentarii nașpa. Nu există o soluție. Tot ce poți să faci tu ca și creator de conținut este să îndemni uh, oamenii în acest sens și să speri că în felul ăsta vei minimiza fenomenul, dar din păcate nu prea nu poți să controlezi atâția oameni. Nu poți, n-ai cum. Ce să facem? Ce să facem acum? Te auzi, dar uh, în același timp nu și asta o repercursiune a faptului că suntem cu toții pe internetul ăsta și avem drept la liberă exprimare? Adică nu cumva... Adică hate există oricum, mă gândesc. Toată lumea dă cu hate în toată lumea, constant. Adică știm cu toții, nu-i așa? Ne uităm cu toții în secțiunea de comentarii. Vine el cu soluția? Bine, nu că aștept. Îți spun eu care este, dar mai târziu. Am înțeles, bun. Tare mă ține, mă ține în priză acum. Stai că intră, vine intro acum. Păi, deci dacă mergeți cu hate, vă fur mașina, mă. Vă dau bani, vă iau bani. Vă spun părinților, băi. <sus> și acum raid shadow-le. Nu, nu Eu nu sunt. Ah. De ce vorbesc eu despre asta acum? Aia a fost acum câteva luni Ce nu înțelegi tu în partea asta E că nu vorbesc despre situația aia Nu mă interesează cine are dreptate Cine este mai Sau în general Tot ce a fost atunci okay. Am trecut peste perioada aia din viața mea Sunt bine, mersi Eu vreau Doamneşti. să vorbesc doar despre componenta asta specifică Ce putem face Ca oamenii să nu meargă cu hate O să tot folosesc Pe parcursul acestui clip Dar să știi că câteodată nu e um, ironic dacă vrei, um, nu știu, toată unii oameni chiar merg aiurea și cu niște mesaje ce sunt cel puțin questionable. Când am început eu să fac comentarii video sau reacte în general eram foarte puțin pe YouTube românesc care făceau asta și mulți, aici mă refer la public, nu înțelegeau genul ăsta de conținut. Mm. Chiar și dincolo, formatul ăsta era destul de tânăr. Mm. Video this... Wow, so the... uh, nu so the, cum îl cheamă mă nenea am și uita cum îl cheamă pe nenea ăsta. Cum îl cheamă bă frate pe băiatul ăsta? Uh, Idubs, Idubs, nu? Wow, am uitat complet despre I -Dubes. Nu Ethan, că Ethan îl știu. Dar Idubs, nu l-am mai văzut pe Idubs de 4 ani, cred. 3-4 ani, când a avut scandalul ăla. <laughs> Mihai Neamțu, e Mihai Neamțu tânăr. Guy seeing colors for the first time. H3, H3 sau Ethan Klein erau cei mai cunoscuți care făceau reout sau comentarii și când am început eu să fac asta, nu știam de ei. Inspirația mea nu au fost ei, deși am o oh, merry jelly. Mulți profesor sună mult, n-a nicio urmă evident, ce mai mult a fost Jack's film, nu știu cât să știu, care facea parodii după o anumită situație sau un anumit scandal sau o anumită dramă. Veer lapse in judgment and I need to apologize. I need to apologize for what I did. I'm sorry for not feeding my dogs for a week just so I could film them eating each other. The goal of my și clipurile mele sarcastice când în, în care mă prefăceam că sunt își face reclamă, literalmente. Ok, bine omule, acel... am înțeles. Tu ai făcut, ok, bravo. Om implicat în acea situație sau îmi ceream scuze sau făceam, Ok. mergeam pe stradă și făceam giveaway-uri cum făceau alții sau așa. Da, giveaway-ul ăla sau nu, stai așa că poate mănânc căcat. Nu, nu vreau să mănânc căcat. Ții minte foarte vag că bubuiți el cu un video, nu? Ceva cu un om de pe... Mă rog, un om al uh, străzii. Mă mai țin minte acum, exact. Nu vreau să zic vreun căcat. Vezi că bucata în care vorbește despre el e destul de chunky. Își face reclamă, că știa că ne uităm. <laughs> da, ne uităm acum să-i vedem CV-ul lui. <laughs> de acolo. Deci da, sunt de mult pe aici și am văzut multe schimbări. Și din partea publicului, dar okay. și din partea creatorilor. Okay. Cât am făcut eu? Asta era ok. Lemon blueberry cake, mulțumesc pentru șapte luni. Este cu ăștia mari. Care greșesc sau fac rău sau transmit un mesaj care nu este ok pentru o audiență foarte mare și în general pentru tineri. Și cineva trebuia să spună ceva. Uh -huh. da? Nu trebuia să spună cineva care are cifre mai mari ca respectivul sau aceleași cifre ca el, ci doar trebuia să spună cineva ceva. De aceea eu am început să vorbesc despre un... Nici eu nu sunt de acord cu el, dar că on, prea pornit împotriva omului from the get-go. Nu, nu, fac mișto, nu, încerc să nu fiu pornit, știu ce zici, dar nu... Mai uh, fac și eu o glumiță, dar nu sunt împotriva lui from the get-go. Nu sunt împotriva lui from the get-go. Hai, nu vă... Au venit niște fani sucră la mine în chat, guys. Oh my god, dude. We're going worldwide. <laughs> nu mai, nu, chiar nu, încerc să nu fiu împotrivă. Adică mă, am înțeles uh, contextul, ok? Vlogger foarte popular din Republica Moldova care publica content mai mult în România sau pentru publicul român. Omul era cel mai popular în România la, pe când făcea și a crescut foarte repede și semnalam fiecare chestie pe care o vedeam eu personal greșită. Ce am primit? Pe am primit comentarii da, am foarte multe ani de zile Că cresc pe spatele altora, că nu e bine, că ce am eu de spus de fapt? Din astea. Dar știi ce am reușit? El n-a mai făcut nimic. Pentru că eu am împins așa de tare împreună cu, la vremea de aia, Ciprian Vospa, mi-aduc aminte, cred că și The Real Red. Hei, salut, cu voi este Ilie. Astăzi m-am trezit foarte de dimineață, foarte Mici preambul ce prea în ăsta că nu înțeleg? Foarte de dimineață nu vreau să par porni, dar nu înțeleg ce este acest preambul. Ne uităm de 6 minute la acest video și doar ne face un periplu prin YouTube, generally, în lume și în România. De la 4 după amiaza. Omul nu a mai avut sponsorizări, a făcut tot felul de prostii, deci cumva s-a îngropat și singur. Ruxi mână, mulțumesc pentru 20 de ani. Despre cine vorbește? Ce l au dat? Stai că trebuie să mai dau un spate, că m-am disociat un pic, mă scuzați. A, Ilies Vlogs, ok. Foarte, foarte de dimineață, de la 4 după amiaza. Omul nu a mai avut sponsorizări, a mm -hmm. făcut tot felul de prostii, deci cumva s-a îngropat și singur, și acum nu mai auzi nimic de el. Probabil încă se chinuie să facă ceva schemuri cu Forex pe Instagram. Okay. Situația este mai diferită astăzi. Astăzi oamenii nu mi-ar spune că cresc pe spatele lui, chiar mă... Ba da! Pentru că se spune constant asta, oricine reacționează la altcineva crește pe spatele acelui cineva. Ceartă sau sunt confuz că de ce nu vreau să mai vorbesc despre dramă sau uh -huh. evenimente de pe internet că da. este atât de important. Să fac asta a fost destul de stresant. Atunci când îmi păsa și să știi că de multe ori nu îmi păsa de respectivul eveniment sau dramă, am fost destul de clar chiar și în momentul când făceam video, și se vede când te uiți la clipuri, că la un moment dat chiar nu mai pasă. Dar atunci când îmi păsa de un subiect, mă consumă. Pentru mine okay. nu era, oh, 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 mai fac un banu, ce bine, da. că e dramă mare. Corect, da, așa și cum e juicy, da. pentru că nu erau atât de mulți bani. Nu făceam live-uri, făceam doar YouTube și un clip cu 100.000 de vizualizări e 100 de euro. Nu e atât de mult pe cât crezi. Mă rog, însuit la tine. Și atunci mă rog. eu chiar Așa. am vrut să rezolv ceva. Ultima mega dramă uh, la care am participat de am ajuns să vorbesc cu uh, Teche și Lospa pe Discord o zi întreagă și mă gândeam ce să fac și cum pot să mă mai implic, a fost aia cu domnul care făcea glume despre minore. Și după aia mi-am dat seama după toată treaba aia, că nu are rost. Că nu am mai văzut ce vedeam la început. Măi, e CV-ul lui. Îmi pare rău, nu vreau să parcă sporni, dar e, la like, like, ce mă uit? Și când o să înceapă partea în care zice ce are de zis? Nu vreau să-i dau 1.5x, că după aia disociez și mereu. Sincer, aș prefera să go back, să-mi spună oamenii că crești pe spatele lui, la-la-la, ho, ho, decât să fie o atitudine doar de... Uh, Dramă și A, a, a fost, a fost uh, super tare Săptămâna asta cu drama aia Și ai una și pentru Săptămâna care vine cam am concediu și mă plictis Bă da, noi nu putem, adică înțeleg mi se pare un subiect foarte valid, ok? Mi se pare un subiect foarte valid, care merită discutat într-adevăr, dar, uh, uh, nu știu, mă gândesc, de exemplu, drama cu justițiarul din Berceni, you know? Adică nu sunt totuși niște teme și niște subiecte care, de fapt, ne vizează pe noi în viețile noastre de zi cu zi, care au fost tratate, abordate în toată drama aia, care, la sfârșitul zilei, ne-au făcut să ne gândim, nu-i așa, la genul ăsta de uh, uh, lucruri. Ne-am gândit la grooming, ne-am gândit la ce înseamnă hărțuirea și abuzul de toate felurile, ne-am gândit la toate aceste lucruri. Bineînțeles, da, e o dramă și da, e o chestie în care oamenii cumva e o gloată care vrea sânge, nu știu, whatever. Dar nu cred că sunt doar, ca la orice de altfel, nu sunt doar chestii negative sau pozitive. Ideea este să le punem un pic în balanță și să vedem cum, ce ne dă din punctul meu de vedere propriu și personal, deși da, ok, bine, să zicem că există uh, niște chestii colate pe care le mai poți, cred eu. Uh controla cât de cât, dar deși există niște damages de astea colaterale, adevărul e că la sfârșitul zilei, genul ăsta de content nu s-a mai făcut în România, este o discuție complet nouă. Se vorbește în general despre discriminarea pe bază de rasă, pe bază de sex, pe bază de etc. E ceva complet complet nou în România, cel puțin la nivelul ăsta de aproape mainstream. Și cred că overall e un lucru bun. Adică, nu? Nu? Nu e doar un lucru rău, așa că ne enervează. Uh, nu vreau să fiu rău, dar parcă e la interviu pentru postul de Cancel Overlord și își expune experiența lui și realizările materiale de cancelat youtuber, da. <laughs> Înțeleg ce vrea să zică, cea mai actuală chestie e justiția de Berceni, efectiv nu s-a întâmplat nimic, omul postează, are reviews cred că asta vrea să zică. Da, eu știu, nu știu ce să zic. Nu știu să zic. Și nu știu dacă postează, că totuși a avut. Adică e o chestie care se judecă în tribunal. Da, sigur, postează acum, dar... Aia zice. Uh, și ce vrea să canceleze pe cine? Hai să mai vedem ce mai zice. Cumva a devenit mai superficial. Și știi unde vezi asta? Ai putea spune că băiatul ăla fai, a pierdut sponsori, nu a mai crescut deloc de atunci. Uh -huh. A fost distrus despre ce vorbește omul, a, a meritat. Uh -huh. Eu îți garantez că dacă mergea exact pe aceeași traiectorie ca atunci, exact, da, era tot aici și făcea păcăneale pe live îți garantez. Și încă este invitat la evenimente și alte chestii. Pe scurt, nu a rezolvat mai nimic. Și atunci a trebuit să mă opresc. Spuneam că este schimbat astăzi. Știi ce am observat? Uh, Commentare video videos. Și chiar și așa, adică, ok, bine, reproșul este că ce? C că cancel culture nu produce like actual cancels? Nu cancelează cu adevărat? Ok, sure. Uh, înseamnă asta că, gen, n-ar trebui să mai încerce nimeni să facă așa ceva? Înseamnă că, gen, you know, e doar că, că nu știi, ca și când ai spune, știi, eu mă chinui să fac o chestie, da? Uh, și nu-mi iese. Și, nu-ți iese, înseamnă că, lasă-te, frate. Bă, nu cred în chestia asta. Chiar nu cred în chestia chestia asta, știi? Dacă ăsta e argumentul, mi se pare un argument destul de slab. Uh, practic, dacă tragi de ureche pe cineva, nu rezolvi nimic. Bă, eu nu cred că e adevărată chestia asta, sincer, eu chiar nu cred că e adevărat. Uitați-vă ce discuții avem acum, față de acum 5 ani. Să putem să ne uităm un pic la chestia asta? Nu credeți că e un factor, nu credeți că e important faptul că calitatea discuțiilor noastre între noi s-a schimbat complet la oamenii de 25 de ani? Adică, hai să fim serioși, ce cauți? Adică, care este, care e metricul după care măsori succesul chestiei astea? E greu, adică nu să ne dăm seama de succesul chestii este abia după 10-10 de ani. Acum o să vii tu să zici că, bă, nu funcționează ca așa zic eu, da, problema e părerea ta, dar nu cred că... <laughs> Mi se pare insane să susții că e mai bine să taci când vezi abuzul, Da, exact, cam asta zice, nu? Sau mă rog, hai că o să vedem că n-am văzut tot video. O să mai tu sens în this topic, chiar dacă nu se întâmplă nimic cu persoana problematică, simplu fapt că apare acest discurs în spațiu public și raises awareness e un major win. Da, exact, asta ziceam și eu. Am oh, o honest, tu și fără mi-a deschis ochii în privința toxic mai cel mai mare win este faptul că lumea vorbește despre asta și se educă. Da, chiar da, sincer, chiar da. Eu văd în uh... În primul rând că uh, pot să identific la mine chestiile care s-au evoluat. Că uite de care au evoluat. Că uite de exemplu, chestia aia cu nice guys de care vorbeam mai devreme, eu nu înțelegeam foarte bine, știi? Multă vreme n-am înțeles până cu vreo 2 ani. Eu nu înțelegeam neapărat de ce era rău să fii like a nice guy, știi? Uh, 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 astea sunt, nu știu, mi se pare că sunt niște subiecte care merită întotdeauna să fie aprofundate. Chiar dacă da, vin cu propriile lor uh, caveaturi în anumite situații. Vin cu anumite caveaturi. Că whatever. S-a dus unul din comunitate la tine și i-a zis lui ăla că ia morți în și că intre peste el în casă. Că nu știu ce, că da, ok. Astea nu sunt chestii drăguțe, știi? Dar nu cred că ar trebui să anuleze toate părțile pozitive, știi? N-a ajuns la concluzie, sucre. Hai să mai vedem, să nu vorbim mai urea real sau mișcările astea nu se mai fac cu scopul să... A, ca să nu fie că poate au intrat niște oameni mai târziu, că asta e, am văzut că a întrebat Cătălin. Chestia cu nice guy e greșită pentru că avem tendința ca bărbați în această lume să bă, ne folosim energia asta de nice guy ca să obținem ceva de la femei, în sensul în care, da? Eu îmi subjug toată personalitatea și toată energia mea într-un concept benign și dacă chiar și conceptul Ăsta benign pe care eu îl întrupez nu e suficient ca să... Ca tu, femeia, să-mi dai o felie de dodoașcă, mă supăr, știi? Adică e tot uh, o tehnică de manipulare, asta e problema. E tot un soi de manipulare. Când vii și zici, hei, nu vă supărați, tânără domniță, îmi permiteți oare să-mi așez mănușița peste genunchiul dumneavoastră? E clar că tu nu o faci pentru că ai ceva, uh, 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 nu știu cum să zic, uh, atracție reală față de. atracție emoțională față de persoana respectivă, ci e clar că tu doar vrei să obții o chestie, știi? Uh, eu sunt nou pe canal, dar iubesc în Londra de pe. Locuiesc în Londra de peste 12 ani, și de fiecare dată când vă vin să vizitez părinții, observ foarte mult schimbarea de discurs și o atitudine mai sănătoasă către viață și relații personale. N-am poftim. Da, adică, bă, nu e, înțeleg că nu e neapărat, nu-ți sare în ochi, nu e ceva ce vezi foarte clar, Ești din casă azi și într-un fel, ești din casă mâine și, bănui, e pă, altfel. Adică, e o schimbare de paradigmă care se întâmplă ușor ușor, așa, în timp. Și bineînțeles că e important să bă, o punem și asta la îndoială pe locuri unde e nevoie, e important să da, nu luăm de bun orice zice oricine care pretinde a fi de partea schimbării, da, cu siguranță, absolut, da asta nu înseamnă că, știi, e un căcat și mai bine să te am acasă. Andreea Cristina Fu, mulțumesc pentru un an! Not to be the devil's advocate, dar noi momentan vorbim în bula noastră, IMO, în afara bulei, nu sunt schimbări mai deloc. Da, 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 da bineînțeles, da, 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 adică poți să identifici cum chestiile astea ușor, ușor progresează înspre altceva. Mă rog, hai să mai vedem video, că tot zic. Ce? Știi ce am observat? Yeah. Uh, comentarii video, real sau The. mișcările astea yeah. nu se mai fac cu scopul să atragi atenția, uh, să spui că nu e ok să faci așa ceva și să uh -huh. schimbi ceva. The. Sigur, poți spune că sunt rostite cuvintele alea. Păi nu e ok să faci așa ceva, ești prost? Poți spune că se întâmplă, pe live-uri, în clipuri se întâmplă, The. dar nu prea schimbă ceva ai putea bă. spune că da, dar educ publicul, nu trebuie neapărat să schimb creatorul la care, gen, fac creac la creatorul ăsta și îl... Nu, dar uite, educ publicul că ei să vadă că, băi, e greșit. Bă, cu aia, ce s-a întâmplat cu dreptul la liberă exprimare? <laughs> Parcă era și asta o chestie, nu? <laughs> <laughs> We've come full circle! Când se întâmplă atât de des și nu um, nu are neapărat o contribuție, ci e mai, e mai mult drama of the week și publicul devine mai superficial, că săptămâna asta ne suntem nervoși pe ăsta și săptămâna trecută am fost nervoși pe ăsta la Nu prea uh -huh. știu, pentru că nu mă mai țin atât de tare la curent, dar e o țară mică și internetul... Și aici în România e destul de mic. Așa. Nu știu care sunt ultimele drame foarte mari uh, sau ceva. O să spun că aia cu justiția, bănuiesc. Mm. Omul încă își face treaba, să știi și. Mm, omul are brățară de aia, are ordin de restricție și postează. Am mai postat, ați văzut aia că, domnule, eu am diagnostic, <laughs> sunt deprimat și ce. Da, postează, dar nu, adică nu poți să spui că postează cum posta înainte. Hai să fim serioși. Asta uh, e genul de video care putea fi un tweet. Da, literalmente. <laughs> literalmente putea fi un tweet. <laughs> Probabil o să o mai facă cu aceiași oameni, să știi, aceleași... Da, auzi băi, Sucre, dar faptul că comunitatea asta care se strânge pentru poate ce nu-ți place ție, totuși donează pentru cauze, adică știi, se fac totuși niște chestii, nu e asta și o parte pozitivă? De ce ne uităm doar la aspectul ăsta? Nu știu, e ciudat. Adică mi-ar plăcea o analiză, știi? Că el practic tot ce a zis până acum a fost ca să se scuze, domnule, eu n-am nimic cu voi, eu doar zic. Dar nu e nevoie de genul ăsta, de că și așa suntem pe internet. Pff, că un bif nu e un necaz la viața omului. Adică aș fi apreciat mult mai mult uh, o analiză rezonabilă, o analiză SWOT, ca să zic așa, a întregii chestii. Pentru că, într-adevăr, cred că este un subiect care merită explorat. Justi face maraton de streamuri de caritate pentru ProVita, Asociație Contra Accesului la VOR. Da, am văzut, da. Am văzut, Am văzut, dar E maraton de streamuri? Eu credeam că doar se ducea în parc să lase niște cadouri. Nu știam că e maraton de streamuri. Ah, ok. Foarte tare. Mă rog, hai să vedem. Bine, ok. Vizualizări în mare parte... Vrei să spun și de domnul ăla cu tehnologia care urăște vărgeturile? Și el la fel, și el încă își face treaba. Da, a pierdut ceva sponsor mai mari, probabil ceva oportunități, da. o să-i fie mai greu, dar am văzut că deja începe să îi refacă pe unii dacă te uiți atent la clipuri și e ok, în maxim 2 ani e ok. Din nou, înțelegi ce? Încerc să spun aici. Nu, nu. asta e că nu e foarte clar ce încerci să spui aici. Mă supără rău faptul că pare că a plecat de la premiza că toate acțiunile de cancel au uh, ca scop și interes principal să distrugă viața unui om pe care progresește ăștia nu-l plac. Da, asta e că scoate din ecuație un pic, știi. Sau ce puțin, da, poate așa pare, nu știu, o să vedem și restul videoclipului. Dar scoate un pic din ecuație ce anume fac și zic uh, oamenii, știi? Ce anume, adică de ce se întâmplă chestia asta? Că ești niște oameni nevinovați care n-au făcut rău nici măcar unei muște și s-au trezit niște alți oameni răi să... whatever. Ei vină de hack? Așa, random? Nu cred. Raising awareness about some shitty behavior and letting people decide on their own ce simt față de omul la going forward, da... Păi nu e letting people decide on their own, ca asta zic uh, oamenii ăștia, păi cum e letting people decide on their own? Nu, tu îi manipulezi publicul tău să facă cum zici tu, nu, mă rog, ceea ce e chestionabil, adică... O, oh, nu, dacă Mihai H. nu lucrează la Kaufland de mâine, degeaba discutăm că spune în orice take de insel? <laughs> da, exact dar nu știu, e straniu. Dar hai că poate ne explică mai în detaliu. Și încă o treabă pe care da. am observat-o în tot timpul ăsta, știi cât m-am... Eu, eu când am început, nu cred că aveam nici 10.000 de subscriber pe YouTube sau ceva de genul. Se poate să mă înșel, dar știu că aveam mega puțin. Uh, și vă... încep cu zero. Vorbeam <laughs> despre moldoveanu menționat mai devreme. vreme. și da. Găliad. Aici să... am văzut că nu se întâmplă asta pentru oamenii care fac acest gen de cont. Te pup, Oana. Te pup, te pup. Mulțumesc frumos. Cel mai neinteresant om cu tatuaje pe față. Da, nu știu. <laughs> da, hai Această, nu, nu pot să zic paralelă, e mai degrabă un contrast. Adică nu o să-l tureze la maxim, știi, pe Dorian care face reclame la cazino sau tot felul de prostii. O să zic așa, vai, da, dorea, dar nu o să-l tureze nimeni. Unu, poate te împrietenești la unul, da, cu el și nu strică. Doi, public... Nu. No! Bă, Căre, tu crezi că... Doamne, iar pe <laughs> Scumpu! Mai el crede că... Ok, bine, am înțeles. Uh, uh, uh doamne, iartă-mă, dude. Eu cred că mi-e frică de Dorian Popa. Ok, Vere, fii atent. Fii atent. Sunt oameni pe această lume, drag prieten, care? Dar noi nu aflăm de ei, că nu sunt persoane publice neapărat. Dar sunt oameni, de exemplu, cum a fost cazul acelui domn profesor care era susținător al comunității LGBT, despre care au aflat părinții și au făcut lobby părinții la uh, liceu să-l dea afară. Adică, uh, pare că te interesează foarte mult uh, ideea asta de oameni nevinovați care își pierd livelihood-ul, care își pierd, nu-i așa, uh, platformele sau nu. eu doar aș vrea să zic că like, oamenii ăștia de pe internet sunt, nu știu, mi se pare, mi se pare că nu sunt la fel de importanți ca oamenii din viața reală. Și tocmai în genul ăsta de video, știi, în genul ăsta de react content, noi încercăm să vorbim mai degrabă în numele acestor oameni care pățesc cancel în viața reală. tu you know? nu, nu, nu știi în viața ta ce înseamnă să nu poți să mergi la școală liniștit că își bate toată clasa p -tine că ești gay, you know? Adică momentul în care în contextul ăsta social vine unul și zice oh, 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 bă, să nu vă prind cu same-sex marriage sau nu știu ce, în momentul ăla, mie, sincer, mi se pare justificat să existe un soi de content împotriva chestiilor de genul ăsta, indiferent că contentul ăla reușește sau nu să-l bage pe ăla la pușcărie sau să facă dreptate. Uh, ce vrei, băi, puțicaris? Ce mi dai aici? Da, am văzut. Eu, eu, nu sunt de acord cu digging-ul ăsta in the past pentru ce gotcha moments, oamenii se schimbă și evoluează, nu cred că mai reprezintă ce erau în trecut și faptul că în viitor va trebui să dăm benefit of the doubt, că toți acei oameni care au găsit au evoluat și s-au schimbat bine. Da, cu siguranță, dar nu, despre asta era vorba. Uh, nu știu, eu doar zic. Ce zice mai ăsta? Adică înțelegi ce zici că crezi că pare să spune ce cu Ce zice mai? Uh, Lexi, dacă vrei să dai bani, eu n-am o problemă. Mă rog, hai o mai să mai ta știu Au supărat oamenii mei că a zis unul să rămână la reviews. Mai a zis un om, acum nu putem să controlăm ce zice absolut toată lumea. Dacă vreodată chat o să, denic, o să uh, uh, zi, o să devină un sespul în care se vorbește împotriva omului după ecran, o să punem în emote only. O să aproape de fiecare dată când Fire ce puțin abordează un subiect sau scandal, de obicei he turns into a learning moment și aduce și experiență în domeniul de zi, așa. Da, exact, da. 100%. Mă rog, hai să vedem video. Nu, no, să înțelegem și noi. Doi tot felul de prostii. O să zic așa, vai, da, dorea, dar nu o să-l tureze nimeni. Unu, Poate te împrietenești la un moment dat cu el și nu strică. 2. Publicul o să fie împotriva ta. Știu pentru că am încercat eu să semnalez unele chestii. Poți să încerci să spui că Dorian a făcut blackface, la te Cunoză undeva, cazinouri, plânge că nu lasă cu câinele în restaurant mai exact tratament uh, special. Da, asta e de cancel. Se <laughs> dăm cancelul Dorian. A fost cheren într-un restaurant. Poți -po să... doar zic, dar uh, nu poți să îl miști. Și nu poți să-i miști nici publicul, pentru că el este... o face foamea. Este... Mulți oameni îl văd ca o dorință, nu știu cum să explic, pe care o au mulți români. Mulți vor să fie ca el. Și atunci ce faci? Că trebuie să faci ceva, nu? Din ce faci pâinea? Din recenzii de filme? Te la cap. Ok, hai să-i luăm pe unii care au... Ne-a dat uh, tot, uh, toată motivația lui, așa simt. Ne-a dat o chestie asta cu reveurile de filme. Revel! Măi, omule, zici... Da, exact, ce zici aici, mă, omul ăsta în cer. Ce vrei de la noi, omule? Zine, pășleau. O cifre mai destul de mici. Și nu au un public așa puternic sau activ cu care se pot apăra îi rupem pe Îl luăm pe unul cu cripto, pe un... Gen justițiarul de berceni, gen chifoi care a făcut 100.000 de, subs în 3 luni cu cripto, gen cine? Mickey Hash care are... Cum adică ăștia mai mici? Ce zice mă nene? Au cifre mai destul de mici și nu au un public așa puternic sau activ cu care se pot apăra. Îi rupem pe îl luăm pe unul cu cripto, pe unul cu cursuri de întâlniri, sigur bagu și pe una de pe Instagram care are sute de mii de follower, dacă câteva mii de like-uri la fiecare postare. Easy fucking target. Mai ce zice zi măi omule cu subiect și predicat? Bine bă, Waki, așa vrei tu, fii atent cu aie. Dacă nu-ți place și nu mai e chef, du-te fă orice altceva, drag prieten. Apreciez că ai fost totuși asumat. <laughs> Scumpu. Bun, deci care e Tot înțeleg, care e ideea? Hai să mai vedem Și nu poți să-mi spui că Domnul Tehnologie sau Mikey Hai sunt ținte mari Come on Amândoi au milionul Dar vizualizările mele Come on. Hai să ne întoarcem la problema noastră Te rog să nu mergi cu hate Îți dau bani Nam. Vrei să știi realitatea? Vrei să știi la ce mă gândeam eu în perioada aia când făceam eu comentarii, video și dramă și toate astea? Ok, am vrut ca oamenii să meargă în comentarii sau să trimită mesaje, și cineva să vadă că există o putere care vede și îi trage de urechi sau îi spune că nu vrem să vedem așa ceva. Tot timpul am vrut. La dracu, am făcut hashtaguri, ești prost? Evident. Trebuie să spun și asta, că am impresia că unii nu o să înțeleagă de la sine, dar o spun, uite că o spun acum. Yeah. Nu am vrut niciodată să meargă cineva cu amenințări, nici nu cred că a fost. Cazul, nici nu mi -a... Bă, cu e, ce... Băi, omule... Mm... Așa vorbește orice om cu ei pe Bumble, da? <laughs> ah, bă, bă, da, ok, am înțeles. Nu, nu ah, scoate din minți. Zic cu ia-ți ia cu în dinți și zi direct. Nu ah. vreodată înapoi că uite ce mesaje primez. N-a fost cazul la mine. Sper că se înțelege asta, că nu, n-am vrut să meargă nimeni cu... Chiar mi-am primit amenințări cu bătăi și toate astea, which was nice, de vreo trei ori mi-am primit. Okay. Realitatea pe care nu vrea să o recunoască nimeni pentru că nu este în avantajul lor faptul că toți creatorii vor ca voi să mergeți. Tipul ăsta de conținut are nevoie de tine. De ce crezi că există sucre și locuitori? Creative Monkeys și Creative Monkeys Army. Le Fire și comunitatea lui. De hornalăi, am nici nu știe lorul cu aia ăsta, nici nu se uită în la stream ăsta. Ce dracu! Locuitorii e destul de bun, îmi place. Îmi place mult asta cu locuitorii. e funny. Ok, a, acum ca să vedeți că nu-s pornit împotriva lui, da? E funny, adică pot să recunosc locuitorii suna ceva a, asociația de locatari, ceva în, în câmpul lexical. Nu merge singur. Nu o să meargă niciodată. Dacă nu ar fi comentarii, mesaje sau semnale, genul ăsta de conținut nu ar exista, nu ar avea putere, n-ar -avea, avea sens. Omul care ar face asta nu ar avea nicio putere și hai să dau un exemplu. Dacă eu vin acum și îți povestesc de ceva ce se întâmplă... Este deci stai, ce a zis că disocia iară? Comunitatea lui. Nu merge singur nu o să meargă nici Ai comunitate, niciodată. Okay. Dacă nu ar fi comentarii, mesaje sau semnale, genul ăsta de conținut nu ar exista, nu ar avea putere, n-ar -avea, da. avea sens. Omul mm -hmm. care ar face asta nu ar avea nicio putere și hai să dau un exemplu, dacă eu vin acum și îți povestesc de ceva ce se întâmplă afară, vin și spun ați văzut ce prostie a făcut Mr. Beast sau Elon Musk că e mai mm -hmm. topical, nu știu, voi nu aveți ce să-i faceți. Mm -hmm ăla e acolo, nu vorbește română, nu îl interesează dacă publicul român nu se mai uită la el sau nu participă, de aceea nu poți să vorbești în România despre evenimente de afară. Bă, cum sunt? Cum adică nu poți, băi, nene? Ce vorbește acolo? Am putem să ne dăm cu părerea. Da, ok, poate nu ne afectează direct, ne afectează indirect și putem să ne dăm cu părerea. Adică ce? Da, nu, nu știu, e... e... Da, e straniu, nu, nu, înțeleg, nu înțeleg. Eu cred că gen, adică uh, e o chestie aici la mijloc, adică Înțeleg chestia asta că... Eu nu știi niciodată cum funcționează și niciodată nu știi un mister de la... De, toată lumea își dă cu părerea despre el. Dar niciodată nu știm cum unii oameni reușesc să strângă în jurul lor, știi, să aibă like, carisma, talentul și toată nebunia aferentă și poate chiar și uh, contextul prielnic să poată să facă niște chestii în țara asta, știi? Adică înțeleg din punctul lui de vedere că poate i s-a părut că zicea asta zicea la început, că și el a făcut reacții, dar lui nu i-a mers, știi? Ăstuia i-a mers și acum mi se pare că omul nostru sucre nu știe cum să-și contabilizeze asta în cap. Și poți să înțeleg sentimentul ăsta, știi? Ai I, gheret, n-ai când respect sentimentul în sine, dar de aici până la a face videouri în care practic nu spui nimic, nici măcar n-ai sângele în instalație necesar ca să dai cu nume și prenume și să zici precis ce ai pe suflet cu argumente, să expui acolo, să analizezi din toate punctele de vedere, etc. E cale lungă, știi, adică e trist, e mai mult o dezamăgire. Eu știu că îi mergea bine cu reacțiile, nu știu, eu n-am, nu știu. Poate mi se pare mie, dar mi se pare că nu N-am <gântu -n -o> fost o vreme bună. O vreau o sancțiune imediată, în urma unor live-uri de pe Twitch. Păi, dar asta e stupid, acum hai să fim serioși, asta nici nu mai contabilizez aici în capul meu, că asta este un take absolut stupid, nu vă spărați. I-a mers bine, dar nu erau bănuți atunci, am înțeles. Sincer, da, îl respectam mai mult dacă își băga <fântu -n -o> mai direct. Își băga direct <fântu -n -o> ce era. Era mai, mai cinstit. Românii nu sunt interesați. Și am văzut mulți care au încercat. Chiar și eu am încercat. Când spun românii nu sunt interesați, mă refer la, nu știu, 70%, majoritatea publicului. Da? E ca și cum da, nu toți românii sunt interesați de uh, știri de cărți, de filme, de jocuri, de ce schimbări a mai făcut YouTube în, sau tech chiar. Ok? Uh -huh. Că știu că tu, Andrei, și tu, Yasmina și tu, Daniel, vă interesează. Cum mă interesează și pe mine, că doar de-aia vorbesc despre el câteodată. Dar marea majoritate nu este Tund Ian. Bun găsit, Andreea, bun găsit! De ce e acum această știre cu țancă, uraganul care dă orma gratis? Ce pot, bă, ce se întâmplă, nene? Ce e? Ce? tuturor. Ce, la ce ne uităm? Ce întâmplă? S-au mai liniștit? Oamenii s-au stau... Am dat pe antena 3 din greșeală, scuze, m-am așezat pe uh, telecomandă. Stau în continuare la coadă. Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Oamenii stau în continuare la coadă. Revenim. Dar dacă îți spun ce prostie a făcut Cristi, la ăla puteți să mergeți pe TikTok. Puteți să mergeți pe Instagram să-i dați mesaje. Oferă și publicului o anumită participare și tu din publica ai spune acum în timp ce te uiți la clipul ăsta da, că nu. cine e Cristi? Un om de paie e literalmente un om de paie am altceva mai bun de făcut decât să mă uit la tine și după aceea să mă duc să dau mesaje aiurea, asta e ocupația mea și te cred, ăsta ești tu e total ok dar cineva se duce, nu? Și atunci când cineva se duce și tipul respectiv sau tipul în cauză ia o pauză pentru că primește prea mult hate, stai liniștit că o să revină înapoi după puțin timp, simți că ai făcut și tu ceva. Chiar dacă nu ai făcut, chiar dacă nu ai trimis niciun mesaj, nici poate n-ai lăsat niciun comentariu pentru că faci parte din comunitatea aia, pentru că ai fost acolo când se întâmpla, I was here, I was there, Înainte să-ți spun soluția, înainte să spun... Ce, ne zici și o soluție? La ce? Că n-am înțeles problema, nene. Ce soluție? La ce? Trucul magic, înainte să-ți... mi-ai răspuns la toate întrebările, sucre, chiar nu știam cum să fac cu asta. Vreau să ating un pic asta cu revenitul, că am menționat mai devreme, că de ce ăla revine? O să fiu scurt, foarte scurt, foame. Ce? Bro, what? <laughs> Hai bă că am mai stat în comun, am mai stat pe un stream două. Deci, cum, cei cu foame? Ter, Înainte să-ți spun soluția, înainte să spun trucul magic, înainte da. să-ți. mi-ai răspuns la toate întrebările, Sucre, chiar nu știam cum să fac cu asta. Vreau să ating un pic asta cu revenitul, cam, menționat mai devreme. A, a revenit la ce revenit? A, că el a luat o pauză, el, Sucre, a luat o pauză și a revenit, la. despre asta vorbim. Ce revenit? Aștept. A, revenitul cancelatului, faptul că oamenii cancelați revin. uh, -huh. uh -huh. Aha, re asta e revenit. Ok, bine. Scuze, dar chiar n-a fost clar din video. Îmi cer scuze. Poate, poate bă, o fi și eu prost acum, ce să zic. O fi și eu prost, dar... O, cred că, în general, un video la care trebuie să stau împotriva voinței mele să ascult fiecare vorbă Poate nu e neapărat un video bun. Gen, poate nu e nu e un text prea bine scris. Uh, bă, dar știi care e chestia? Că asta, apropo, de oamenii cancelați care revin. Uh, oare un om care, gen, uh, greșește nu știu cum să zic, cred totuși că trebuie să existe, în funcție de gravitatea situației, uite, de exemplu, Harvey Weinstein, da? Harvey Weinstein nu cred că mai are ce să mai revină nicăieri, niciunde, niciodată. You know? Cineva ca Buhnici, într-un, hai să o luăm așa, într-un vid ideatic, da? Hai să ne imaginăm, da? Un caz ipotetic în care George Buhnici, da? el uh, a fost condamnat, nu cancelat, da, da, tot a fost cancelat, adică condamnarea nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi existat valul de mitu de dinainte, hai să fim serioși, că el a făcut chestia aia decenii la rând, Harvey Weinstein, da? Dar revenind, deci între Harvey Weinstein și George Buhnici, care să doar luăm un caz ipotetic. A spus într-adevăr o prostie la televizor, dar să ne închipuim că după ce a spus prostia, și-ar fi cerut scuze imediat, ar fi făcut campania aia cu BCR-ul de, cum îi zice, awareness pentru misoginie, ar fi făcut colaborări cu centru Filia, Um, și ar fi cerut scuze încă o dată Ar fi luat o pauză de nu știu cât Câteva luni, da? Și după aia s-ar fi, fi întors Nu cumva, adică Nu e gen bine chestia asta Că poate să se întoarcă crezi că George Buchnici sau oamenii ca ei Care zic ceva odată La beție, ca să zicem așa Mă rog, că era stroboscopul Crezi că oamenii ăștia ar trebui să fie condamnați La bă, a fi cancelați Forever and ever, fără niciun fel de Drept de recurs, de nimica Nu? Ups Aoleu, am dat, am dat ceva. Te-ai sucrificat. <laughs> ce, cine te crede? Zitu tu ce ai înțeles? Păi ce ai înțeles? Să zic că ce ai înțeles. Nu te mai înțeleg nici pe tine acum. De ce, mă nene? Hai că a fost destul de inteligibil. Adică, pentru anumite uh, fapte, să zic așa, că există nuanțe în chestiile astea, da? Una e să faci uh, ce zice uh, și ce a făcut Harvey Weinstein, da? Uh, și alta e să ai o remarcă misogină într-un interviu la Antena Stars la 3 dimineața, uh, în timpul festivalului Never See, right? Uh, cred că din remarca misogină, cu destul PR inteligent și poate chiar cu o înțelegere reală a problemei, eu cred că ar trebui să te poți întoarce la viața publică. Adică el zice acum, bă, cancelul nu e can cancel, ok, bine, dar nu cred că e așa de simplu, nu cred că orice om care gen zice un căcat trebuie să sufere pentru tot restul eternității. Da, adică mai degrabă, cred că, cred, e veșnica mea problemă, cred mai degrabă în reabilitare decât în, știi, dat cu ciocanul în cap la oameni, cu orice preț. Poți da exemplu, anumite greșeli nu sunt atât de grave? Nu, anumite greșeli sunt remediabile. Da, că pe principiu ăsta oamenii care au făcut pușcărie nu mai au dreptul la viață, da. Ei, reabilitarea nu funcționează, știi tu, știi tu, drag prieten. Oh, ce mă, mă rog, îi ziceam un caz ipotetic Acum cu buhnici Cum am și prefațat mai devreme Nu asta s-a întâmplat în mod evident Cu domnul buhnici Dar ziceam așa, ca idee uh, Ce când să-și buhnici că vorbea are engagement mai mare Decât uh, De când hot și încă deșurubează Huawei-uri pe net <laughs> Da, mă rog, acolo e altă problemă Like idee. Mă rog, hai să ce mai zice asta. Că de ce ăla revine? O să fiu scurt, foarte scurt. Foame. E atât de simplu. De asta câteodată mai fac și eu un clip din ăla despre drame sau știri, milomas. Te pup Kira 04205 Mulțumesc pentru 9 luni mă. În România, whatever Pe canalul secundar și Ce zice drame ea? drame sau știri ilomasca în România, whatever Pe canalul secundar Pentru că nu se uită atât de mulți oameni La recenzii așa cum am mai spus Dar sunt loial canalului Și pentru asta apreciez foarte mult O le fac de atâți ani Dar nu poți să oprești Uh, un om care are nevoie de bani sau este foame. De aceea mulți s-au întors după o dramă și nu o să plece. Oricât de mult îi tragi de ureche, dar tu nu o să-i tragi de ureche pentru că it's old. Am înțeles acum, ok, am înțeles acum. Ok, bun, tare. Deci pentru că lor ale e foame, contentul de tip react e, nu ar trebui făcut. Ok tare. Șmecher. Drama. We need to move on, new content. Am văzut că s-a întors, dă dracu dacă e prost. Hai să vorbim despre asta. Dar cine anume s-a întors, că nu înțeleg? Cine anume s-a întors? L A făcut content că s-a întors cine anume? Astăzi. Ok, te simt. Vrei soluția, așa -i? Stai acolo și bă, mai... Mai plimba pe cărări tot clipul ăsta, dar îmi spui și mie soluția ca să știu și eu ce fac, sigur. Așa, da, Ai ajuns până aici și vrei să știi ce putem face cu oamenii ăștia care dau mesaje să știi că nu e vorba de co educația comunității că am deja văd câteva răspunsuri eu... da, bineînțeles, ok, nu e vorba despre asta, ok, Bine. De, adică, faptul că toți oamenii și din chat care zic că au aflat chestii noi și că și-au schimbat un pic felul de a privi lucrurile într-un sens, din punctul lor de vedere pozitiv, Îi faci pe ăștia proști. ăștia de zice aici în chat. Ei sunt niște proști, nu știu ce li se întâmplă. Trebuie să vii tu, deștept, tu, să le zici lor ce li se întâmplă, gen? Da, nu știu. Straniu. Uh, ok, bine. La noi, în comunitate, nu toți oamenii sunt ok, poți să ai vouch for them, nu, no, 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 nu, nu îi cunoști, oricât de parasocial ar fi relația voastră, chiar și într-un grup de prieteni apropiați, uh, unul din cinci e mai ciudat în cap, e mai weird în cap și nu ești chiar de acord cu el. Soluția e simplă, here it comes, ești pregătit să nu se mai facă content de genul. Nici <laughs> el nu se crede, uite ce față a făcut. Ah! ah! Fii atent cu aia, îți dau eu altă soluție. Fii atent, îți dau eu altă soluție. Dragă sucre, fii atent altă soluție. Nu poți, nu spun niciodată să împiedici oamenii dintr-a face un gen sau altul de content. Eu cred că e clară chestia asta pentru absolut oricine. Oamenii fac ce vrea p lor, atât timp cât sunt alți oameni care sunt dispuși să intre în comunitatea lor și să, da? Fii atent, sucră. Idee pentru tine. Oamenii fac video de react, face, reacționează cine vrea la ce vrea, whatever, își face justiția fiecare pe canalul lui. și um, tu poți să, uite, tu faci reacții la reacția altora. Când nu-ți convine cum a reacționat cineva la justițiarul de berceni sau whatever, tu faci reacții la reacția lui. Adică, I am mean, încred, adică mi se pare rezonabil, știi? Toată lumea are dreptul la liberă exprimare să decide publicul la sfârșitul zilei. Să decidă publicul. Și ai. E. e a doua oară că mă uit la video ăsta pe stream-ul cuiva și tot n-am înțeles despre ce vrea să vorbească. Da, nu știu, e wild. Cu atât de la Naftalină, clipurile în care era supărat, sucră că nu vorbesc mai mulți oameni de subiectele pe care le abordează. Nu știu, nu mă bag eu, nu m-am uitat la omul ăsta în viața asta, nu cunosc. Dar e straniu că gen... Faptul că gen nu a spus mare lucru, adică argumentul lui a fost hei, trei oameni din toată comunitatea poate vor zice nu știu ce chestii, o să răspundească hate. Asta plus faptul că omul care și ia hate-ul, care așa nu e cancelat cu adevărat, înseamnă că nu poți să mai faci content de genul ăsta, ca așa am zis eu, sucre. Păi nu ne că tot scopul reacțiilor și singurul metric real, dar ascuns, după care se măsoară succesul e cât de mulți oameni din comunitatea ta pleacă mai departe să dea cu hate. Și el nu mai e așa, el nu mai vrea pe ascuns să meargă lumea cu hate, dar voi vreți? Bă, cu aia, nu, dar, like, nu se poate. De ce? Ce trebuia să fac ca să înțeleg asta din ce zice el? Ce trebuia să stau să îi iau și transcriptul în același timp, să-mi activez? Nici n-are CC-uri video ăsta. Ca să stau să pun cu pauză, să analizez fiecare chestie, să-mi iau și un highlighter? Uh. Păi nu și-a respectat sfatul? Păi nu, că el a zis, hei, nu mergeți să dați cu hate mai departe după aia la alți oameni. La oamenii ăștia. De-aia probabil, acum am înțeles, de-aia probabil că nici n-a vrut să dea cu nume și prenume, ca să protejeze, mai înțeles, să protejeze oamenii de hate. Doamne, ce mă enervează chestia asta. Mă enervează când, știi, e aceeași, mă rog, acum, stai că vin numai exemple cu care nu o să fiți de acord. <laughs> Da, gen, știi, unii oameni au o problemă foarte mare și foarte reală și foarte pregnantă și nu știu ce, da? Și pentru că din felul în care oamenii ăia încearcă să-și revendice uh, uh, teritoriul ăsta moral, da? Faptul că din, faptul, din ideea asta simplă că eu sunt împotriva, da, uh, whatever, uh, abuzului uh, sexual, da? Și uh, fac un video cu Puiu Șerban în care zic, bă, ăsta, că e abuzator, că nu știu ce, că bla bla, că victimele, că... Adică asta e o chestie, eu ar zice, după părerea mea, destul de bună. Pentru că asta, într-adevăr, putem și vedea clar cum abuzurile astea din școli fiind normalizate, există nu doar în unea de ce sau așa, există în toate școlile și vedem clar cum genul ăsta de abuzuri ne marchează pe viață. Avem sechele, traume, pff, toate căcaturile You know? Adică cred că ăsta e un demers bun. Și dacă din tot demersul ăsta tu zici, păi da, da, păi da, da uh, pf, cineva a înțeles greșit ce ai vrut tu să zici și a făcut nu știu ce căcata sau știi, găsești o chichiță de-asta mică și zici că chichița e mică cumva e legitim ca ea să anuleze tot efortul, you know? That's like, I don't know, that's really weird to me. Asta mi se pare o, o, o săritură așa in reason and judgment care e wild. Uh, absolut wild. Andra0505, mulțumesc pentru șase luni, thank you so much. Genul de om care zice că uniformele sunt o metodă bună împotriva bullyingului. Cine n-am auzit de cu asta? Am auzit că uniformele sunt bune uh, că promovează egalitatea. Și <laughs> ce mai promovează egalitatea? Gen, egalitatea din societate. Ca idee. Uh, bine, Rap Battle nu o mulțumesc, nu doresc. Din moment ce sunt activate comentariile la un random clip de pe net și oamenii comentează acolo, nu e același lucru dacă ești content creator să comentezi doar că comentezi pe canalul tău? Da, I guess. Deși, mă rog, nu e același lucru. Eu înțeleg chestia asta, știi că, like, având o comunitate, tu poți să o manipulezi sau whatever, dar, I mean, nu cred că v-a zis nimeni uh, vreodată în niciun, nici la mine, nici la Fire, nici la nimeni. Hey guys, gândiți cum gândesc eu. Nu cred că v-a zis absolut nimeni asta. Doar faptul că uh, oricare din noi vine aici și și mai dă cu părerea pe un subiect sau altul, nu înseamnă neapărat, ba chiar a existat întotdeauna, nu i așa? Disclaimere pentru chestia asta. Guys, asta este părerea mea, dar uh, știi, voi gândiți cu uh, mintea voastră. Uh... Păi nu trebuie să zici, tu asta vrei pe ascuns. Păi cum să vrei asta pe ascuns? Când literalmente aceste disclaimere sunt ne ies din guriță, gurițe. Aceste disclaimere literalmente ne ies din dăpă gură. Minți simplu. ah, ok, scuze. Mai mult decât doar dorința de a cancela esența e că acest content de comentariu e malițios. Opa, e un power trip când vezi că ai comunitate puternică și care schimbă chestii, tu îți dorești hate-ul controlat ca să ți flexezi mușchii, pe de altă parte cancel ar fi degeaba fiindcă foamea aduce pe cancelați înapoi. În concluzie, gata cu comentariile că sunt degeaba. Oh, da, asta a vrut să zic că este. Eu n-am prins asta, de exemplu, asta cu power trip-ul. Poate că era subtil. Asta e chestia că vorbește, știi, nu zice lucrurilor pe nume, zice așa, subtil. Să te tu tu altdată, când te mai gândești tu mai încolo. Da, nu știu. Nu știu, este straniu. Este foarte straniu. Sucre zice că practic vă doare despre tot ce vorbiți, dar o faceți pentru bani? Sucre n-a muncit la corporații în toată viața lui. Să vadă ce înseamnă alternativa la a face asta. Mi se pare evident că like, asta e, asta, e, pasiunea. Nu e că banii neapărat. E că, că bani poți să-i faci și la corporații. Știi ce zic? Mai degrabă aș face bani făcând ceva ce îmi place și ceva în care cred decât să fac bani că bag 16 ore pe zi pentru un some faceless CEO uneva care are conturi în Panama. Iar cum facem, da Zmenta e singurul cancelat și nu a fost cancelat de fire, sau so pick your battles. Da. No. Tiki, uh, uh. uh, cum e zis? Twitch! Coșca! Twitch. Tiki! Mulțumesc, mai Coșca! Ia moșle că mai ai convins să merg la psiholog. Na, doamne ajută, baftă, sper să-ți iasă. Eu cred că în ultimii doi ani oamenii au devenit mult mai răi pe internet. Cred că în fiecare se adună niște frustrări care se descarcă pe internet, mai ales în secțiunea de comentarii pe YouTube. Ce vorbești, băi, frate, când mai în ultimii doi ani? Se pare ție că au devenit mult mai răi pentru că, în de, de alte dăți, poate mai există și niște voci care vor să susțină niște lucruri de bun simț. Devin mai răi pentru că, o de, de acum câțiva ani, dacă zi, aveai, eu, exemplu, puneai pe YouTube un video în care era abuz domestic sau așa, totul mergea. Ce bine, bravo, ce i-a dat gen. Deci ce e mai rău? Ce e așa de rău? Oamenii sunt răi că gen condamne căcaturi pe care unii oameni le fac pe internet? Nu cred că asta e răutate. Lasă da nicotul nu e stres. Răutatea we held men accountable, da, exact, asta e răutatea. Răutatea uh, uh, susținem cu asertivitate niște lucruri uh, de bun simț de bază. Stai că mai are niște vorbe ea. I know, that's fucking hard, right? Da, dacă voi nu ați mai comentat și trimite uh, mesaje și toate astea, creatorul nu ar avea nicio putere. E atât de simplu. Și spun asta pentru că știu, eu am încercat asta. Eu m-am îndepărtat, nu am mai făcut. Creatorul? Cine, ce creator? Justițiarul nu ar fi avut nicio putere? Stai un pic, stai un pic. Toate astea, creatorul nu ar avea nicio putere. Da. Dacă voi nu ați mai comentat și trimite uh, mesaje și toate astea, creatorul nu ar avea nicio putere. A, comunitatea bă, creatorului hater, așa. E atât de da. simplu. Okay. Și spun asta pentru că știu, eu am încercat asta, eu m-am îndepărtat, nu am mai făcut, oamenii mm -hmm. au fost ok, au plecat, s-au dus în alte părți, e ok. Pentru că există alte părți. Și dacă creatorul nu ar mai face genul ăsta de clipuri, nu ar mai fi ceva de discutat. Asta e soluția. You are done. Atât de simplu. Dar simt că asta nu o să se întâmple, nu? Măi, nu mă simt într-o conversație atât de... de stupidă, scuze, nu știu. De ce ce cu vorbim aici? Că e, e, super, nu știu. Adică e evident de ce genul ăsta de conținut apare pe internet. De ce să anulezi? Doar așa că te enervează pe tine. Ne place hăhăiala. Ne place să spunem că alții sunt... Ce hăhăială, mă, nene? Ești? Ce hăhăială? Că da, ok, e și hăhăială că e entertainment, ok, șor. Dar nu poți să zici, iartă-mă, nu poți zici că e vorba doar de hăhăială și atâta. Dă nu mai vorbește de ce era un internet în ultimii doi ani, când literalmente femeile au primit un hate imens înainte de ăștia doi ani. Da, exact. Cred că uitați cum erau tratate Mimi, Marilu, Roxana, da, nu aveam exemplele în cap. De cum se puneau nuți pe Facebook care revenge porn, da. Internet nu mai e rău acum, te supără doar că se ia lumea de trei creatori, da. Nu e mai rău acum, doar te supără că se ia oamenii de trei creatori care și așa sunt ultimii misogini și ultimii infecții. Hai să fim serioși, mă nene, chestia asta. A, s-a înrăutățit, oameni răi. Adică v-aș îndemna să vă uitați un pic în perspectivă și să analizați pragmatic. Nu mai proști decât noi, ne place drama. Așa că... Ce e co? Nu cred. Tot ce pot să-ți spun este... Te rog frumos să nu te duci cu hate. Te rog. Chiar, uite așa pe final, chiar te rog să scrii ceva drăguț despre sărbători și... Pe același, bă, fii atent, același principiu. Uh... Fii atent, sucră. Ai fi vrut să faci video ăsta să-ți exprime această părere, dar în același timp să nu meargă oameni de la tine din comentarii să dea hate la creatorul despre care tu vorbești? Am o soluție pentru tine, drag prieten. Nu posta video. Doar nu-l posta. să... Gata. S-a rezolvat toată situația. Nu postezi, nu se mai întâmplă nimica. Gata. Gata. Și atât. Ce mare chestie. Iarna aici în secția de comentarii. Vreau să văd cea mai frumoasă amintire de sărbători în comentarii. De abia aștept! să le citesc pe toate. Voi uh, un exemplu simplu, mereu am avut în mine o latură care îmi spunea să ajut să fiu bun, etc. Dar o perioadă din viața uh, capitalismul m-a prins și am considerat că doar anumiți oameni care muncesc din greu merită un trai și o viață decentă. Deși în mine era o luptă continuă. De când am dat streamurile de stream voastre de comunitatea asta, mi-am dat seama și mai mult că toți oamenii merită tot ce e mai bun. Vă pup, dragilor. A, uh, ce drăguț, mulțumesc, drag prieten. Foarte drăguț. Uh. Eu sunt hater, bine mai e haterițo. Vezi, ți dă hate tău acolo. Dacă cu asta te hrănești, asta te ține în viață, așa îți potolești tu foamea, n-ai decât. Doamne, ok, bine, hai să vedem comentariile, că sunt curios acum de comentarii. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate, moș Crăciun din ceriu acolo, de le știe toate, toate. Uite cum vă spune tata, iarna-noapte pe zăpada, el trimite cât un înger la fereastră să vă vadă. Îngerii se uită în casă, văd și spun, iar moșul are colo în ceriu el întindă pe genunchi o carte mare cu condei de argint, el scrie ce copil și ce purtare și de acolo știe moșul că e și ret, el lucru mare. Ia da și love. Cie... Măi ne trolează. Măi își bate p de noi împreună cu toată comunitatea lui. Ce e asta? Tricou cu burtă, mulțumesc pentru 10 luni. Un take bazat, sărbători fecite și pline de fecițe anime tuturor. Ce Nu, să mor. Problema e că sunt foarte mulți oameni problematici pe internet și dacă ai stat toată ziua să-i cauți, chiar ai face câte un video pe săptămână. Dar chiar și așa, lucrurile se schimbă încet, dar se vede. Bazată. Deși e adevărat, dacă nu bagi în seamă cancel nu ești cancelat. Însă, în ego-ul lor rănit, problematicii greșesc și se afundă. În concluzie, eu cred că videoclipurile video în care criticăm sunt necesare și comentariile de hit nu pot fi controlate. Ține de bunul simț și educația fiecăruia, dar avem puterea să comentăm când vedem ceva greșit, din care alții fac bani sau influențează copiii și acești creatori sunt vocea noastră, așa cum la televizor avem cinea, pe internet avem pe fire sau tech, așa. Foarte frumos. Corect. I-am dat like. Instinct. Da. Adică asta e toată discuția, nu se ce am avut toată, tot periplul ăsta, toată agrobațiile astea logice, ca să ce, să zică ce. Că până și ăla, cum îl cheamă pe ăla, dar a avut cu Critical și cu Hasan și cu... M am ce-mi scapă, că era un australian care era făcea cazul împotriva React content -ului. Până și ăla avea niște argumente cât de cât. Da, fire e ce neau internetului. <laughs> uh, uh, we got trolled. Da, e troll. Ne-a trollat, asta este ce putem să facem. Literalmente așa mă simt. Mă simt că m-a întrebat cineva dacă nu vreau și sos ughi la cartofi. Încă m-a întrebat cineva cum e la festival. Și eu întreb care festival, așa mă simt. Oh, a zis cineva deja că React Content duce la Virtue Signaling? Bă, el nu prea a zis asta foarte clar. O fi zis-o printre rânduri pe undeva și mi-a scăpat mie, dar foarte clar nu a zis. Am zis, deci mai degrabă decât să comentăm asta, ne urăm Crăciun fericit. Ok, tare, frate. chiar a rupt video. Ăla care face speedrun la GTA 5, da, ăla, da. Da, ăla. Care festival? E, nu zic eu acum. Am uitat cum îl cheamă. Australian Boss, ceva. Scopul e luarea de pâine de la gură? Bă, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Dacă i-a luat cineva pâine de la gură lui... Nici nu știu, n-am pe cineva precis în cap acum. Ce zice Dani Bv? Eu am spus că au devenit și mai răi, nu că înainte era totul roz și nu, nu apreciez acei creatori misogini. Păi cum adică și mai răi? Și mai răi față de cine, când? Adică niște oameni care altminteri poate ar fi fost indiferenți, acum iau acțiune, chiar dacă acțiunea asta înseamnă să lase un comentariu vitriolic pe YouTube? Nu înțeleg ce e așa de rău în asta. unde adică... Nu știu, mă, mi se pare așa. Mă rog, am înțeles acum, Dani BV a zis o treabă și acum trebuie să o apere, că așa funcționăm noi ca oameni. Trebuie să mai dăm o odată ce am zis un căcat, dar hai să în serios, mai Dani BV. Uh... Nu mai bine dacă faci un căcat îți cer scuze în loc să bagi scuza cu hate-ul și cancelling-ul? 100%, da. Asta 100%. Da, nu știu, foarte straniu. La, 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 Mihai înțeleg oarecum ce fă, că făcea 100 de views și fără fire nu i-ar mai fi auzit atâta lume take dar voi credeți că lumea nu s-ar fi enervat pe buhnici și fără react content? Ba da, cu siguranță. Păi bă, dar chestiile astea, adică hai să fim serioși, chestiile astea s-au întâmplat, istoric vorbind, de-a lungul anilor. Oameni, nu-i așa, care gen despre care s-a aflat, au făcut o felul de căcaturi, care ușor, ușor... Că nu e, media nu s-a inventat odată cu internetul. Media nu s-a inventat odată cu internetul. Media există de ani și ani întregi. Nu e nimica nou neapărat ce se întâmplă acum. E doar transformat în da, contextul acestui medium. Ah, da, nu știu. Acest om a trăit când s-a creat media, da. <laughs> și chestia că, bă, nu se întâmplă cancelul și nu știu ce... Da, ok, justifică asta ar trebui să nu mai înseamnă că eu trebuie să tac din gură că așa vrei tu, că gen nu mi e și mie să cancelez pe nu știu cine. Căcat, căcat. Cred că mai degrabă felul rezonabil de a privi situațiunea asta e să ne dăm seama că, bă, e un proces. E un proces mai degrabă decât să intre la pușcărie unul sau altul că nu știu ce a zis. Cred că e mai important totuși faptul că niște oameni se strâng în jurul respectivului creator și împărtășesc aceste idei care, din punctul meu de vedere, sunt foarte bune. Nu pot fi decât bune. Orice idee care promovează ca oamenii să se înțeleagă și se empatizeze unii cu alții și să aibă grijă unii de alții mai degrabă decât să-și bată minorități de toate felurile și să nu știu ce, toate căcaturile astea, orice fel de mesaj de genul ăsta, din punctul meu de vedere, este minunat. Da. Be the change you wanna be in the world, cum zicea Barack Obama.